Un nou concept prind de rădăcini și în Sălaș, limba engleză pentru pensionari. La Zalău, zeci de persoane ajunse la vârste respectabile au descoperit că au probleme de comunicare atunci când vor să schimbe o vorbă cu nepoții lor, așa că au început să studieze limba engleză. La cursurile de limba engleză organizate săptămânal la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, nu lipsește niciun pensionar înscris. Potrivit președintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Zalău, Ioan Ivașcău, cursurile au început cu mai bine de un an de zile și au un real succes în rândul pensionarilor. I am smaller than my son. De peste un an de zile, noi am organizat un curs de inițiere și învățare a limbii engleze. Ideea noastră a fost să găsim pe cineva să predea limba italiană sau limba spaniolă, cunoscând eu din cultura mea generală că cei mai mulți români sunt în Italia și în Spania. Ei, n-am găsit la un preț rezonabil să poată participa pensionarii și am găsit un profesor, chiar englez, din Anglia, care de un an de zile predă limba engleză. Se va încheia acest curs în preajma Crăciunului, dar îl vom relua în luna februarie în 2015, însă sub altă formă. Meditațiile de limbă engleză sunt gratuite și au loc în fiecare zi de miercuri și țin 2 ore, iar profesorul venit chiar din Anglia trebuie să lucreze cu fiecare cursant în parte pronunția.